Vă salut, stimați prieteni, vă spun bună seara, bine v-am găsit în noul an 2024 și haideți să începem acest an cu cei care ne informează, cu cei care ne formează gândurile, cu cei care ne formează um, trăirile de fiecare zi și care ne țin la curent cu tot cei ce se întâmplă în Republica Moldova. Vreau să încep acest an cu uh, postarea de felicitare a doamnei Mariana Rață de la TV8 care a ținut să ne felicite pe toți cu ocazia noului an 2024, și, în cadrul mesajului său postat pe Facebook, ne-a adus la cunoștința tuturor, la cunoștința opiniei publice, că, din nefericire, mama ei a decedat în anul 2023. În legătură cu acest fapt, îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe, pentru că moartea oricărui om apropiat, chiar și a celui care poate fi rival sau care îți poate fi dușman sau care îți poate fi oponent politic, ideologic, este un eveniment tragic și este creștenește, este corect să îți exprimi condoleanțele în acest sens. Condoleanțe, doamnă rață, condoleanțe întregii familiei și tuturor celor apropiați. Sincer doresc ca mama dumneavoastră să se odihnească în liniște, pace și Dumnezeu să o aibă în preajma ei în rândul celor drepți. Acum, haideți să vedem cum anume a decis să ne aducă la cunoștință Mariana Rață despre acest lucru. Din punctul meu de vedere este o chestiune extrem de gravă, este o chestiune ieșită din comun. În caz contrar, nu aș fi atins acest subiect, dar este din noaptea minții, este halucinant că se poate întâmpla așa ceva în Republica Moldova. Dau citire din postarea doamnei Rață. Anul care mi-a dus cea mai mare pierdere mi-a luat-o pe mămica și restul nu mai contează. Până aici, este... Firesc. Mi-am trăit durerea liniște, dar acum simt că trebuie să spun. Mama nu a avut o boală incurabilă, mama a suferit din dragoste de mamă pentru unica sa fiică, care în ultimii ani a fost atacată, înjurată și ponegrită, spune Mariana Raț. Doamna Rață, aceasta este meseria pe care v-ați asumat-o. V-ați asumat să fiți așa cum sunteți și uh, suportați consecințele. Vă ocupați de un domeniu public, iar atunci când vă ocupați de un domeniu public, oamenii vă supun opiniei publice. Cuiva îi placeți și vă aplaudă, cuiva nu îi placeți și vă critică. E la fel ca și în politică, este la fel ca și în estradă, ca în show, business sau peste tot. Oamenii se împart în două categorii, cei care vă plac și cei care nu vă plac. La ce v-ați așteptat? Și în momentul în care v-ați asumat să fiți un jurnalist de așa zise investigații, care de fapt nu sunt investigații, ci sunt niște scursuri de foarte multe ori, niște reglări de conturi între clanuri oligarhice banditești atunci când unul trece drumul altuia. Asta este opinia mea și am dreptul la opinie în acest sens. Cel puțin în prevența mea asta ați făcut și în privința multor altor oameni. Nu mă refer la Plahutniuc, Dodon, Platon, Șor și toți ceilalți pe care i-ați investigat la fel. Eu mă refer la niște chestiuni punctuale atunci când atacați oameni, la ce vă așteptați? Că ei o să vă aplaude, că o să vă laude, că o să vă mulțumească, că o să spuneți că sunteți bravo? atunci când veți face jocul unui partid politic. Asta e, viața, credeți că pe mine mă laudă toată lumea. Îți asumi ideea unionistă, cei care sunt pentru unire te laudă, cei care sunt împotrivă te critică. Îți asumi ideea europeană, cei care sunt pentru integrare europeană te laudă, cei care sunt împotrivă te critică. Asta e viața. Hai și o plângem băsmăruță, haideți și o căuta cumva să ne victimizăm, să ne mângâi oamenii pe cap și să ne mai pună câte un like așa din miel. Eu am reușit să fac față, spune Dumnezeu. Să fac imunitate la toate aceste atacurile bandiților, clovnilor plătiți de ei, trolelor asmuțiți, mama nu și a suferit, a plâns mult până a slăbit tot organismul. În noul an am multe planuri, spune doamna Rață, dar știu exact care este cel mai important. Știu cine sunt cei care mi-au făcut mama să sufere, știu unde sunt ei și voi face totul ca să plângă ei și mamele lor. Voi face totul ca să plângă ei și mamele lor, oameni buni. Ați auzit bine aceste fraze? Deci, jurnalista de investigație a unei televiziuni libere și independente folosește decesul mamei ei, mamei sale, pardon, mamei ei, da, mamei sale, pentru a pregăti opinia publică pentru un atac furibund la adresa tuturor celor care au criticat-o. Deci, noi nu o să vorbim despre jurnalism liber, independent și echidistant. Noi nu o să vorbim despre respectarea codului deontologic al jurnalistului. Noi nu o să vedem reportaje sau investigații obiective la subiect și predicat, dar vom vedea reglări de conturi și răfuieli pe care le va face Mariana Rață, folosindu-se de poziția sa socială și publică pe care o are pentru a se răzbuna și pentru a se răfui cu cei care au ponegrit-o și murdărit-o pe ea da? și care în opinia doamnei rață se fac vinovați sau responsabili de decesul mamei. Din punctul meu de vedere, este necreștinește să faci așa ceva. În primul rând, pentru că presa nu e despre răzbunări, răfuieli și despre reglări de conturi. N-ar trebui să fie cel puțin presa, așa zis, europeană. În al doilea rând să-ți folosești tragedie din familie, decesul mamei pentru a justifica um, un atac public asupra oponenților politici. Ai pas, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Ai pasului, pentru că au fost criticați toți cei care nu sunt din tagma pasului și a fost lăudat și ridicat în slăvi pasul astfel încât să fie votat. Da, cu mici cu mici excepții ca să nu dea de bănuit și ca să poată fluturaie. Vedeți că l-am criticat noi pe popșoi, l-am criticat pe celălalt pe celălalt de la pas. Da, dar în linii generale, când tragem linia, când tragem bilanțul și numărăm câte critici au fost aduse în exterior și câte pasuri, vedem că pasul a fost cel mai netezit pe cap. Totul se ia prin comparație, totul se ia prin matematică, numărăm câte știri pozitive, câte știri negative, împărțim, tragem linia și ne dă foarte clar rezultatul. Atunci când trebuiau criticați Uniuniștii, când trebuiau criticați alți europeni ca toate voturile să meargă la PAS și la mai san. Acum, mama mea, spre exemplu, acum, este bolnavă de cancer. Apropiații familia mea știe acest lucru. Eu nu caut să învinuiesc pe cineva. Eu nu caut să spun că, iată, eu am să ies și am să mă răzbun pe voi și am să fac nu știu ce. Asta nu este nește, Asta nu este corect. Asta nu este demn de un om. Cu atât mai mult de un jurnalist care și asumă că reprezintă o instituție media liberă, independentă și, domnule, pro-europeană. -european, pro pro-europeană, domnule, nu pur și simplu așa. Eu nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți cât de grav este acest derapaj, cât de grave sunt fenomenele politice și sociale din Republica Moldova, dar acest fenomen este unul strigător la cer. Această instituție media nu mai este o instituție media, este averea, proprietatea doamnei rață, și dacă ei ceva nu i place, sau dacă ea consideră că tu ești vinovat de o nefericire, de o tragedie, de un deces din familia ei, tu vei fi tras la răspundere. Tu vei plăti sub formă publică. Noi o să te denigrăm la televizor, o să spunem tuturor că tu ești hoț, bandit, tălhar, complicile oligarhilor. O să-ți lipim eticheta Plahotniuc, Platon, Dodon, Șor și așa mai departe. O să-ți aplicăm toate aceste chestiuni, pentru că așa vrea Mariana Rață, nu pentru că asta corespunde adevărului, nu pentru că asta cere codul deontologic, nu pentru că asta cere, numele, uh, interesul public, ci pentru că asta cere orgoliul doamnei Rață. Doamna Rață, mesaj special pentru dumneavoastră, știu sigur că o să ajungă acest clip video. Ar trebui să vă fie rușine, ar trebui să fie maxim de mult rușine pentru faptul că faceți acest lucru pomenindu-vă mama mai sfânt om, mai scump om pe această lume decât mama, nu există. Trebuia să vă gândiți la mama, la sănătatea ei, atunci când v-ați asumat acest job, această slujbă de a fi a, a, jurnalist. Și la mine mama a plâns de foarte multe ori, și la mine mama retrăiește de foarte multe ori, și când a văzut reportajele dumneavoastră mincinoase și ticăloase în care m-ați făcut omului Plahotniuc mai întâi și n-a mers. Pe urmă m-ați făcut omului Dodon și Iurii Roșca doi și n-a mers. Pe urmă ați spus că sunt omului Platon și n-a mers. Și ați continuat. Și mama mea, la rând, de rând cu multe alte mame au plâns. Dar noi niciodată nu ne-am folosit de lacrimele mamelor noastre pentru a ne răzbuna pe dumneavoastră. Niciodată. Dar ceea ce face dumneavoastră încalcă toate liniile roșii, și nu face nimic altceva decât să vă dea arama pe față, până și cele mai sfinte lucruri, precum sunt mama și familia, le veți folosi pentru a denigra și pentru a murdări oponenții politici ai celor care vă plătesc. Deci, veți, sunteți gata să dați foc lumii doar ca să vă reușească planul politic. Și știm foarte clar de ce în acest an. De ce nu în 2023 când a decedat mama dumneavoastră? Repet încă o dată, condoleanțele mele sincere. Vă trebuie nu vă trebuie nu mă interesează, dar eu țin și consider că este corect să-mi exprim condoleanțele în acest sens. Dar anume în acest an le veți face în 2024, când avem alegeri prezidențiale și când avem referendum, pentru că așa trebuie, doamna Rață. Noi nu suntem naivi, noi nu suntem proști, noi ne dăm seama foarte bine și o să spunem aceste lucruri, iar dumneavoastră să vă fie rușine, să vă duceți la biserică, și să vă cereți scuze în fața icoanelor pentru cei ce faceți. Pentru că eu cred că s-ar răsuci în mormânt cei dragi dumneavoastră dacă ar ști că le folosiți numele și memoria pentru reglări de conturi, pentru răzbunări, pentru răfuieli. Asta ne învață pe noi presa liberă și independentă? Good luck! Succes dacă asta este calea pe care o alegeți. Eu unul vreau să vă spun că sunt mai multe mame care au plâns și suferit din cauza la cei ce ați spus dumneavoastră și ați făcut dumneavoastră. Pentru că nu sunteți instanța de judecată, nu sunteți procuror, dar ați făcut-o pe procurorul, ați încălcat de zeci de ori prezumția nevinovăției și ați murdărit într-un mod ticălos oameni în spațiul public și ați făcut părinții să plângă, ați făcut oameni nevinovați și absolut uh, inofensivi să fie murdăriți, să fie etichetați, să fie arătați cu degetul pe stradă și acum o faceți pe victimele. Ceea ce ați semănat, Acum veți strânge. Este așa o vorbă bună în popor la noi în Republica Moldova, doamnă rață. Ce, ce când, uh, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu se pa groapa altuia că o să cazi singur în ea. Exact în această greblă ați calcat dumneavoastră. Ați, ați născut în Republica Moldova uh, o teorie a conspirației, ați născut o, o, o încălcare flagrantă a oricărei oricărui cod deontologic, oricărei corectitudini jurnalistice, ați aplicat etichete în stânga și în dreapta ca așa vreți voi, la voi unii sunt sfinți pentru că sunt de ai voștri și alții sunt demoni pentru că ei nu sunt de ai voștri, și fără nicio dovadă le-ați pus toate cele mai murdare etichete și acum vă plângeți, vai, cât de incorrectă este opinia publică, dar cât e de greu să faci față criticii. Voi ați crescut-o, voi ați dat drumul în lumea acestei critici, acum a ajuns bumerangul și pe la voi. Duceți-vă crucea cu demnitate. Altceva nu pot să vă spun nimic. Iar dumneavoastră, dragi prieteni și colegi, urmăriți ce aici o să facă Mariana Rață pe parcursul anului 2024, pentru că ea de pe acum vă pregătește și vă spune foarte clar de ce va face acest lucru și pentru ce. Eu vă spun opinia mea. În 2024 e comandat, deja este listă, clar bătută în cui 1, 2, 3, 4, 5. Pentru că e an electoral, pentru că trebuie desființați concurenții electorale, pentru că trebuie murdăriți și etichetați toți cei care vor spune altceva decât linia partidului, decât cei ce cere pas și mai asandu. Și atunci, Mariana Rață, trebuie cumva să pregătească opinia publică ea așa brusc. Iată, o să vină și o să ne, o să ne ia la ciuruit pe toți, o să, ne, o să ia căldarea cu mizerii, cu noroi și o să o arunci peste noi. Doar că problema e una simplă de tot. Atunci când pui mâna pe căldarea de noroi, ai grijă ca și mâinile tale să nu se murdărească de noroi. Asta este ce cu ce se confruntă la ora actuală Mariana Raț. Mulțumesc pentru atenție și vă rog foarte insistent să distribuiți acest mesaj, pentru că eu sper foarte mult că instituțiile europene și cei care finanțează această televiziune o să-i tragă cel puțin măcar o urechiușa pentru acest derapaj. Să-ți folosești problemele personale pentru reglări de conturi. Ei au mai făcut și asta și la anterior. Atunci când eu spuneam că ei iau bani de la oligarhi, atunci când eu spuneam că ei știau foarte bine din lor finanțarea, din ce surse obscure, politice și așa mai departe, atunci au făcut toate aceste mizerii la adresa mea și la adresa altor persoane care au spus acest lucru. Ei percep ce ce fac nu ca pe o meserie, dar ca pe o proprietate. Asta e locul lor, nu doar de muncă. Asta este firma lor, proprietatea lor, asta e locul din care se hrănesc, asta e locul pe care trebuie să-l protejeze. Nu prin lege, nu prin codul deontologic al jurnalistului, cum trebuie să fie un jurnalist, cum trebuie să se comporte, dar cu orice preț.